toți creștinii. Vor fi de acord că Biblia este singura istorie demnă de încredere cu privire la acest subiect și, din fericire, ea nu ne lasă în îndoială cu privire la timpul anului când a fost născut Iisus. Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, servea în templu ca preot în cea de-a opta ceată a preoției numită cea a lui Abia. Informații în acest sens se regăsesc în evidențele templului unde slujea Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Dat fiind că numărul de preoți era din ce în ce mai mare, aceștia erau împărțiți în 24 de cete, iar fiecare ceată slujea de două ori la templu, o săptămână în fiecare jumătate de an. Apoi era înlocuit de altul. Zaharia aparținea de ceata lui Abia, care era al optelea curs. Ca referință avem 1 Cronici, capitolul 24. Dat fiind că anul evreiesc începea primăvara cu luna nouă apropiindu-se de echinocțiul de primăvară, al optelea curs sau săptămână ar fi fost la sfârșitul primăverii. În timpul acela, îngerul Domnului l-a înștiințat că soția lui, Elisaveta, va naște curând un copil care va fi numit Ioan. Ca referință avem Luca, capitolul 1. Așadar, atunci când îngerul lui Jehova a vizitat-o pe Maria, verișoara Elisabetei, aceasta era în luna a șasea de sarcină. Acest fapt a avut loc în perioada anului din luna decembrie. Luca, capitolul 1, cu 26 și 27, ne spun: în luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Iar versetul 36 adaugă: iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Prin urmare, înregistrarea arată că în acea perioadă din decembrie a rămas însărcinată Maria, cea care avea să devină mama lui Isus. De aceea, Isus nu a fost născut în decembrie, ci de fapt 9 luni mai târziu, în jurul ultimei decade a lunii septembrie sau a primei decade a lunii octombrie. În acest fel, Ioan Botezătorul, premergătorul lui Isus din Nazaret, s-a născut cu aproximativ 6 luni înaintea vărului său Isus. Ioan era fiul preotului Zaharia și exista o regulă care se aplica pentru tineri, ca aceștia să-și înceapă pe deplin îndatoririle preoțești la vârsta de 30 de ani. În mod logic, vârsta de 30 de ani era momentul desemnat de Dumnezeu pentru ca Ioan să înceapă serviciul public spre a-i boteza pe evrei pentru căință, cât și anunțarea venirii iminente a lui Mesia. Aproximativ 6 luni după ce Ioan a început lucrarea sa de botezare, Domnul Iisus a venit la el pentru a fi botezat. Cu privire la vârsta sa, citim în Luca 3, cu 21 la 23. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif. În aceeași perioadă în care Ioan a început serviciul preoțesc, la vârsta de 30 de ani, Iisus a fost botezat în apă, începând astfel propriul său serviciu divin la acea vârstă, respectiv 30 de ani. Biblia ne spune clar că Iisus a fost omorât la Golgota de Paști, Nisan 14, în primăvara anului 33. Această dată este bazată în principal pe calcularea celor 70 de săptămâni ale profeției din Daniel, capitolul 9, 24 la 27, din care aș vrea ca să amintesc. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. După acele 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. El va face un legământ trainic cu mulți,
timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustit, prăpădul hotărât. Deci, profeția arată clar că la jumătatea săptămânii finale, cea de-a 70-a săptămână a anilor, Mesia, prințul, urma să fie omorât, făcând ca sacrificiile și ofrandele evreilor să nu mai aibă valoare și preț în ochii lui Iehova Dumnezeu. Aceasta indică faptul că Iisus urma să fie omorât după 3 ani și jumătate de la începutul serviciului său preoțesc, așadar după botezul său în râul Iordan. În general, istoria este de acord cu faptul că Iisus avea 33 de ani și jumătate când a murit sau că a slujit public timp de 3 ani și jumătate. Această perioadă de 3 ani și jumătate coincide cu prima parte a celei de a 70-a săptămână din profeția lui Daniel amintită mai sus. Mai mult decât atât, scripturile ne spun că păstorii se aflau pe câmp păzindu-și turmele atunci când Iisus a fost născut. Aceasta se întâmpla toamna, înaintea timpului ploios și nu în decembrie, când turmele se aflau la iernat în stâne, fapt detaliat în Sfânta Scriptură în capitolul 2 al Evangheliei lui Luca. Referitor la botezul lui Iisus în râul Iordan, acesta a avut loc aproape de timpul când el a împlinit vârsta de 30 de ani și acest fapt nu s-a întâmplat desigur în toiul iernii. De altfel, Betleemul, aflându-se în regiunea muntoasă din Palestina, se află la aproximativ 810 metri peste nivelul mării și prin urmare are o climă destul de friguroasă la sfârșitul lunii decembrie sau începutul lunii ianuarie. În plus, iarna în Palestina este anotimpul ploilor, iar Iisus, când i-a prevenit pe discipolii săi cu privire la distrugerea Ierusalimului, este vorba de Matei, capitolul 24 cu 20, a spus: rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarnă. Prin urmare, acea perioadă din an nu era una potrivită pentru ca Iosif și Maria, care era însărcinată, să călătorească pe drumurile de la Nazaret la Betleem, pe o distanță de aproximativ 120 de kilometri. Aceasta nu ar fi fost o perioadă propice pentru ca Cezar Augustus să decreteze un recensământ ca toți oamenii să se prezinte la locul nașterii și să se înregistreze. Așadar, toate scripturile sunt foarte clare, dovedind că Iisus n-a fost născut nici de cum în jurul lui 25 decembrie sau în jurul lui 7 ianuarie. De aceea este greșit să sărbătorim oricare din aceste date ca fiind ziua de naștere a lui Iisus. Iar Apostolul Pavel mustră pe aceia care întocmai, ca și unii creștini galateni, au fost prinși într-un păcat asemănător. Este vorba de Galateni 4 cu 10 și 11. Voi păziți zile, luni, vrem și ani. Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi.